Vreau să vă întreb un lucru, dacă v-ați gândit. Pe cine... E de vreme, noi urăm lui Edi Iordănescu să stea cât mai mult la echipa națională, să le obțină calificări și calificări la turnee finale și să iasă din grupe și să ajunge și în finală. Pe cine ați vedea următorul antrenor al echipei naționale? Crezi că Edi nu mai vrea să stea? Eu cred că va rămâne. Da, bun. Sunt soluții. Nu, da. Dați-ne și nouă un nume. Pe cine ați vedea? Nume nu pot să vă dau, dar gândiți-vă că și atunci când a fost numit Edi, au fost mai multe nume, care oricând sunt disponibile în continuare, normal, în caz că Edi va alege alt drum. Dar nu cred. Nu. Nu cred. La un moment dat va veni sau... Va fi un moment când va pleca, bineînțeles, va fi un moment când va pleca de la echipa națională. Dar sunt antrenori care au fost, mă uit pe lista asta, Mirel Rădoi, Contra, bine, dau numai, cred că e cazul, Mirel Rădoi, Contra, ar putea reveni la național. Simțiți că ar fi putut să facă mai mult? Sau Pițurcă? De ce nu? Păi tu mai vezi că spui niște nume care oricând pot fi prezenți pe o listă de posibil selecționeri. Asta e adevărul, dar nu poți să te gândești înainte ce va fi. Nu, nici nu-i bine să faci treaba asta. Să faci asta, nu? Nici nu-i bine să faci treaba asta.